Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Numesc Eduard Sandu, am 21 de ani. Vin din Anglia și sunt bucătăraș. Am terminat liceul, după care am făcut școala de bucătari în centrul Londrei, la una dintre, așa zisele, cele mai buni școli culinare, acolo unde a studiat și Jamie Oliver. Pasiunea pentru bucătărie a venit oarecum de mic, de cum avem noi obiceiurile la tăiarea moțului. Din tot ce am așteptat, ca o și coincidență, am ales polonicul. Primul meu job a fost într-un restaurant ca șef de linie. Acolo nu am stat foarte mult în acel restaurant, pentru că ne-am mutat cu familia. Am continuat la o agenție care se ocupa cu evenimente VIP. De la meciuri de fotbal de Premier League, la MotoGP, Grand Prix și fel de fel de evenimente cu oameni importanți. Am gătit pentru toate echipele, de la Mercedes cu Lewis Hamilton, Ferrari cu Max Verstappen și așa mai departe, am gătit pentru toți. La meciurile de fotbal pentru Pep Guardiola, Kevin De Bruyne, Virgil van Dijk și tot felul de oameni, Ronaldo și așa mai departe. Mă simțeam liber în exprimare. Era locul unde puteam să dau frâul liber imaginației și creativității mele. Aștept părerea șefilor, ne vedem după uși. Aolo, mama mea! Să-mi trag palme. Asta e Shaolin direct. Nu mai e cuțit să-i dai, că-i dădeai. Asta e Shaolin direct. Direct samurai. Deci, stai un pic, are aici o chestie făcută, ardei gras cu un piure de vinete. E ceva cu un săsuleț de busuioc aici. Eu am 5 picături, voi cât aveți? Eu am 6. Da, stai un pic. Vrei să ai farfurie ca la împinge tava cu... să fie plină, plină? Facem o degustare până la urmă. Pot acolo lingură perfectă cu polonicul, tata. Avem un mieluț. Și o vânătă umplută cu ce? Cu altă vânătă. Hai că e bun. E simfonia vinetelor în natură. Ah, să mă bată mama. Hai să votăm! Hai să votăm. Cum votăm? Sesam, deschide-te. Bună seara. Salut! Mă numesc Eduard Sandu, am 21 de ani și lucrez ca și bucătăraș în Anglia. În Anglia? Bucătăraș în Anglia, de cât timp? Am făcut 3 ani școala culinară, după care am început să lucrez și am aproape 3 ani în bucătăriile din Anglia. Dar tu unde ai ajuns în Anglia? Așa. După ce părinții mei au divorțat, eu am luat decizia să mă mut cu mama acolo. Am început liceul. Păi atunci ea spune în engleză ce ai gătit. I cooked a fillet of lamb with a red pepper pesto. Fillet of lamb. A roll of aubergine with the aubergine compote and miso paste. And a confit bell pepper with aubergine puree and cumin. Da, bun. Dragul meu, foarte interesantă partea cu confitul. Vreau să spun doar un singur lucru. Te-ai grăbit puțin, te-ai grăbit puțin mai mult. Farfuria are viitor 100%. Doar că trebuie aprofundată și un pic mai multă atenție. Da. Uite, ăsta mic e... Gătit, mult. Știi? Mult. Dacă veneai un pic mai simpluț, aveai cuțit. Dar ai venit direct, ba, păcai mari, frumos, a venit harap alb. Nu e rău. Eu apreciez ideea pe care ai încercat să ne o arăți, și anume
în jurul vinetelor, să gătești în jurul vinetelor. Într-adevăr, e o problemă cu mielul ăla, dar per total am văzut potențial în farfuria ta. Carnea trebuia să fie altceva, nu trebuia să fie mușculeț, trebuia să fie filetul din care se face, din care se fac lamracurile. Și uleiul este oarecum greșit, nu am avut pânză să-l trec prin pânză să fie foarte fin. Mai idee de bucătărie? Da. Da. Mulțumesc, șef. Să crești. Sincer, îmi pare rău, ești tânăr. Potențial ai. Simt cumva lipsa unui sos, pentru că n-acoperă vânăta carnea. Cumva mai de lucru la farfuria asta. Nu este o idee rea și încearcă să echilibrezi cumva carne și garnitură. Să știi că o să avem nevoie de tine în sezonul următor. Dar vreau să vii bine de tot pe farfurie, că poți. Haide, că se poate. Nu ți-a ieșit de data asta. Nu fi trist, fii atent aici. E spune puțin trist că e normal. Spune așa, trist. Este un pas în spate ca să pot să mă opintesc. Crede-mă. Da. Mai am greșit, învățăm și venim mai puternici data viitoare. Cel puțin asta sper. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.